Din toate colțurile țării pornesc spre New York mesajele de încredere și sprijin ale oamenilor muncii adresate delegației noastre la Organizația Națiunilor Unite. Suntem din toată inima alături de delegația țării noastre și urăm succes deplin în desfășurarea activității sale nobile, spun în scrisoarea lor membrii brigăzii lui Nicolae Militaru de la fabrica Nicolae Bălcescu din București. De la etajul 15 al blocului Turn la care lucrează, zidarul Gheorghe Tătaru a scris: pentru noi pacea înseamnă realizarea tuturor planurilor mărețe pe care partidul ni le-a pus în față, planuri cu care ne mândrim. Suntem încredințați că forțele păcii, în fruntea cărora se află statele socialiste, vor izbuti să asigure o pace trainică în lume, a scris delegației țării noastre la Organizația Națiunilor Unite, artista poporului Lucia Sturza Bulandra. Institutul de Fizică Atomică. Iată ce a declarat reporterilor noștri academicianul Șerban Țițeica. În epoca noastră, coexistența pașnică este o necesitate obiectivă a întregii omeniri, deoarece mijloacele tehnice de purtare a războiului au devenit atât de perfecționate, încât războiul atomic ar condamna societatea la distrugeri incalculabile. De la înalta tribună a Organizației Națiunilor Unite, țara noastră și-a făcut auzită voința sa de pace prin glasul aceluia care întruchipează în modul cel mai desăvârșit năzuințele întregului nostru popor, prin glasul tovarășului Gheorghe Gheorghiu Dej. Ne exprimăm speranța că actuala sesiune a Organizației Națiunilor Unite va îndreptăți așteptările popoarelor. La Hunedoara, în cetatea Oțelului, maestrul Ștefan Tripșa, erou al muncii socialiste, ne-a spus: eu și tovarășii mei de muncă am ascultat cu mult interes cuvântarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu Dej, ținută la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Sprijinim întru totul poziția delegației noastre, care în numele poporului român a fost expusă de tovarășul Gheorghiu Dej în problema lichidării definitivă a colonialismului și dezarmării generale, asigurându-se astfel tuturor popoarelor o pace trainică. Noi, colectivul de oțelari din combinatul siderurgic Hunedoara, întărim poziția țării noastre prin angajamentul de a da peste plan mii de tone de oțel. Angajamentele oțelarilor devin fapte. Zilele acestea la Hunedoara a intrat în funcțiune cuptorul Martin de 400 de tone, cel mai mare din țară. Oțelarii au grăbit intrarea în producția cuptorului păcii, care va da singur de 4 ori mai mult oțel decât producea Hunedoara în 1948. Cu prilejul elaborării primei șarje, oțelarii au adresat o telegramă tovarășului Gheorghe Gheorghiu Dej, în care și-au exprimat hotărârea de a susține prin noi realizări activitatea delegației noastre la Organizația Națiunilor Unite.